Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Îngăduiți-mă înainte să citesc din cuvânt, frați și surori, să vă spun câteva lucruri. Primul dintre ele este că un frate ne-a spus, marți, în seara de Crăciun, la serviciul divin, și-a pierdut portofelul în biserică și așteaptă, pentru că l-a pierdut în biserică, să-l găsească. Dacă știți de el, vă rog frumos să îl duceți la casierie pentru ca fratele să și-l poată lua de acolo. Un tânăr are probleme serioase de sănătate, motiv pentru care familia lui ne-a implicat rugându-ne să ne rugăm pentru această situație. Vă spun doar în câteva cuvinte faptul că mâine, cu frații slujitori din biserică, o să mergem să ne rugăm pentru eliberarea lui. Este o problemă mai complicată și vrem să invităm Biserica Domnului să postească mâine și să se roage pentru această lucrare. Este doar un tânăr, n-are nici 20 de ani și el are probleme foarte, foarte grave. Rugați-vă pentru slujirea noastră, Dumnezeu să își manifeste puterea și autoritatea și să-și facă un nume de slavă, așa cum se întâmplă de obicei când este proslăvit numele Său. Și acest tânăr să fie eliberat, să aibă o viață normală și să se poată bucura de relația spirituală pe care o are cu Mântuitorul Iisus Hristos. Vă rog pe cei care dintre dumneavoastră puteți mâine să postiți, vă rog cu toată responsabilitatea să stați în post și să vă rugați pentru această slujbă ca Dumnezeu să ne întărească și să ne folosească pentru slava Lui și pentru binele acestui tânăr. Acum, scumpă biserică, vă invit să vă ridicați în picioare și din respect pentru Domnul în această poziție să continuăm să citim Cuvântul lui Dumnezeu. De data aceasta, vă invit să citim despre botezul Domnului Iisus Hristos. Matei, capitolul 3, versetele de la 13 la 17. Suntem în perioada aceasta, în timpul studiului doctrinei despre Duhul Sfânt. Matei 3, versetele de la 13 la 17. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, ca așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă. Și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se închide porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc plăcerea. Amin. Frați și surori, vă invit să vă reocupați locurile. Am petrecut împreună în casa Domnului momente frumoase, ne-am închinat prin cântare, ne-am descărcat inima înaintea Domnului prin rugăciune, am ascultat Evanghelia și ori de câte ori ne întâlnim cu Dumnezeu, Dumnezeu împarte daruri și ne binecuvintează, ne întărește pentru ca să putem rezista ispitei, trăind la înălțimea chemării pe care El ne-a făcut-o. Așa cum noi procedăm joi seara la studiul Scripturilor, cu scopul să desăvârșim cunoașterea noastră și desăvârșim și trăirea noastră cu Domnul nostru Iisus Hristos, în seara aceasta continuăm studiul nostru despre învățătura pe care Biblia ne oferă din partea lui Dumnezeu despre Dumnezeu Duhul Sfânt. Și dacă vă mai aduceți aminte, data trecută când am încheiat, ne-am oprit la manifestarea Duhului Sfânt în viața Domnului Iisus Hristos. Poate că este bine să spun în câteva cuvinte faptul că Duhul Sfânt a făcut foarte multe lucrări în istorie. Nu putem să vorbim despre Dumnezeu, despre Biblie, despre mântuire și să-L excludem ori pe Dumnezeu Tatăl, ori pe Dumnezeu Fiul, ori pe Dumnezeu Duhul Sfânt. Dumnezeu este implicat în mântuirea oamenilor.
Prima lucrare pe care a făcut-o Duhul Sfânt este cea creatoare, pentru faptul că El a fost implicat în crearea tuturor lucrurilor. În lucrarea de descoperire sau lucrarea revelatoare, în faptul că Duhul Sfânt a descoperit Scripturile, așa cum menționează Pavel lui Timotei în capitolul 3, versetul 16. De asemenea, lucrarea ecologiatoare, în sensul că Duhul Sfânt s-a implicat în istorie, în universul acesta și a păstrat în funcțiune toată creația pe care Dumnezeu a creat-o. Apoi este lucrarea soteorologică, adică lucrarea de mântuire. Duhul Sfânt s-a implicat desăvârșind mântuirea și aplicând mântuirea pe care a realizat-o Domnul Iisus Hristos pe cruce. Este lucrarea eclesiologică, de la Eclesia, Biserică, prin faptul că Duhul Sfânt se implică în nașterea din nou, în călăuzirea, în protejarea și în binecuvântarea credincioșilor care sunt numiți Biserica Domnului Iisus Hristos. Este lucrarea misiologică, de la misiune, asta înseamnă și voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori până la marginea pământului. Aceasta este lucrarea de împuternicire pe care o face Duhul Sfânt pentru ca biserica să iasă dincolo de zidurile ei unde se închină în cadrul bisericii locale și să ducă Evanghelia Mântuitorului Iisus Hristos și la alți oameni care nu sunt încă născuți din nou. Și sigur, încheiem în al șaptelea rând cu lucrarea escatologică, de la escatos, sfârșit, lucrarea vremurilor sfârșitului, când Duhul Sfânt va fi implicat în răpirea bisericii, în prezentarea credincioșilor înaintea Domnului Iisus Hristos și Domnul Iisus Hristos înaintea Tatălui. Dar revenind în urma acestor câteva cuvinte care prezintă ansamblul studiului nostru, la Duhul Sfânt în viața Domnului Iisus Hristos, haideți să privim în câteva gânduri la rolul Duhului Sfânt în întruparea sau în nașterea Domnului Iisus Hristos. Socotesc că este mai potrivit din punct de vedere biblic, spun asta mereu și mereu, cuvântul, termenul întrupare decât naștere, deoarece nașterea Domnului Iisus Hristos a fost mai mult întrupare decât naștere, pentru faptul că El este o excepție de la regulă, prin faptul că s-a născut cineva care exista înainte, a avut o existență anterioară. Când noi ne-am născut, noi nu am avut o existență anterioară, noi nu credem în reîncarnare, că există o floare și apoi o piatră și apoi un câine și apoi un om și există un ciclu al vieților care tot timpul apare în scena existenței umane, materiale, sub o formă sau alta, pozitiv sau negativ în funcție de precedent. Noi știm că omul apare fără să aibă o existență anterioară, de aceea se numește naștere. Dar la Domnul Iisus Hristos a fost diferit prin faptul că El există din totdeauna, El este Dumnezeu, El însă și-a lăsat slava în cer, a venit pe pământ întrupându-se prin fecioară pentru ca să devină mântuitorul oamenilor. De aceea spunem că termenul întrupare este poate, probabil, mai potrivit decât termenul naștere. Dar acestea sunt chestii de amănunt. Revenind la rolul Duhului Sfânt în întruparea Domnului Iisus Hristos, constatăm că doi dintre cei patru evangheliști îl prezintă pe Duhul Sfânt ca un agent al zămislirii Domnului Iisus Hristos. Spunea Matei în capitolul 1, versetul 18 și de la 20 la 21, iar nașterea lui Iisus Hristos a fost așa: Maria, mama lui, era logodită cu Iosif. Și înainte ca să locuiască ei împreună, ea s-a aflat însărcinată de la cine? De la Duhul Sfânt. Dar pe când se gândea el, Iosif, la aceste lucruri, s-a arătat în vis un înger al Domnului și i-a zis: Iosife, fiul lui David, nu te teme să iei la tine pe Maria, nevasta ta, că ce s-a zămislit în ea este, de la cine? De la Duhul Sfânt. Ea va naște un fiu și îi vei pune numele Iisus, pentru că el va mântui pe poporul său de păcatele sale. Observați scopul major al întrupării Domnului Iisus Hristos: să mântuiască pe poporul său de păcatele sale. De asemenea, observați rolul major al Duhului Sfânt în întruparea unică, extraordinară a Domnului Iisus Hristos. De asemenea, Luca prezintă și el, dintr-o altă perspectivă, întruparea Domnului, nașterea Domnului, în capitolul 1, versetul 35, el consemnează. Duhul Sfânt se va coborî peste tine, îi spunea îngerul Mariei, și puterea celui preanalt te va umbri.
Duhul Sfânt se va coborî peste tine. Observați că din nou este menționat acest agent al zămislirii. De aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Observați aceste două particularități, Duhul Sfânt, Copilul Sfânt. Întruparea Fiului lui Dumnezeu din Fecioară a fost o minune, cel puțin din 3, 4, 5 puncte de vedere. Pentru prima oară, în primul rând, se năștea un copil care avea o experiență anterioară nașterii fizice. În al doilea rând, pentru prima oară, se năștea un copil dintr-o mamă care era fecioară, fără relația naturală din cadrul căsătoriei cu soțul, cu bărbatul. În al treilea rând, pentru prima oară, se năștea un copil dintr-o mamă peste care, în mod inexplicabil din punct de vedere logic, dar acceptabil prin credință, o fecioară peste care se coborâse Duhul Sfânt. În al patrulea rând, se întrupa Fiul lui Dumnezeu prin directa cooperare între Dumnezeu Tatăl și Dumnezeu Duhul Sfânt. Încă o dată, Luca, capitolul 1, versetul 35, îngerul i-a răspuns: Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui prea înalt, cu alte cuvinte, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea lui Dumnezeu Tatăl te va umbri. Observați, celelalte două persoane ale Trinității sunt implicate în întruparea celei de-a treia. Rolul Duhului Sfânt în misiunea sau în lucrarea Domnului Iisus Hristos. Începutul misiunii publice a Domnului Iisus este marcat de evenimente, de evenimentul botezului, botezul în apă și botezul cu Duhul Sfânt, sau mai bine zis, umplerea cu Duhul Sfânt. Toți cei patru evangheliști prezintă pogorârea Duhului Sfânt peste Domnul Iisus Hristos la Iordan, timp în care Ioan Botezătorul îi administrează botezul în apă și Domnul Iisus Hristos insistă să fie implicat în această rânduială divină, timp în care Dumnezeu Tatăl îi administrează puterea, umplerea, botezul cu Duhul Sfânt. Evanghelistul Luca menționează că Duhul Sfânt s-a coborât peste Iisus în timp ce se ruga. Citiți, vă rog, Luca, capitolul 3, versetele 21 și 22. După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat și Iisus. Atenție! Și pe când se ruga, s-a deschis cerul și Duhul Sfânt s-a coborât peste el în chip trupesc ca un porumbel. Domnul Iisus Hristos a primit două botezuri. La unul dintre ele s-a rugat. Nu spune Scriptura că în timp ce se ruga a fost botezat în apă. Spune a fost botezat în apă și după ce a fost botezat în apă, în timp ce se ruga, Duhul Sfânt a venit peste el. Întrebarea mea pentru dumneavoastră în calitate de ascultător este următoarea. Dacă suntem sinceri și gândim în afara doctrinelor denominaționale din care venim, baptiste, pentecostale, evanghelice în general, și suntem sinceri cu noi și cu cuvântul Domnului, nu observăm noi că la botezul cu Duhul Sfânt omul se implică prin rugăciune? Timp în care la botezul în apă se implică prin credință și voință? Nu trebuie prea multă carte ca să constatăm lucrul acesta. Scriptura ne spune, când Domnul Iisus Hristos s-a botezat în apă și după ce s-a botezat în apă, a intrat într-o stare de rugăciune. Și fiind în această stare de rugăciune, Dumnezeu Tatăl l-a umplut cu Duhul Sfânt. Legătura dintre rugăciune și primirea Duhului sau primirea puterii sau primirea umplerii Duhului nu este doar o practică a Domnului Iisus și nu este doar în cazul Domnului Iisus Hristos, ci ea este o învățătură. Dacă vă aduceți aminte de versetul 13 din Evanghelia după Luca, capitolul 11, cuvântul Domnului spunea prin Domnul Iisus: dacă voi care sunteți răi știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu atât mai mult Tatăl vostru care este în ceruri va da Duhul Sfânt celor care îl cer. Atunci când omul cere, vorbește. Și atunci când vorbește omului Dumnezeu, această stare de vorbă, de cerere, se numește rugăciune. Asta a făcut Domnul Iisus Hristos când Duhul Sfânt a venit peste el în chip trupesc de porumbel. Rugăciunea nu este o poruncă, rugăciunea este o oportunitate, este o onoare, e un har, este o ocazie în care muritorul poate să vorbească Creatorului. Și Creatorul să-și facă timp să-L asculte pe mâna de țărână, care e vinovată într-un fel sau în altul.
Frații și surorile nu trebuie să se simtă împinși în starea de rugăciune, de pastori, de părinți, de frați, de surori. Trebuie să se simtă atrași de Dumnezeu în starea de rugăciune. Pentru că cine nu se roagă nu poate să-i vorbească lui Dumnezeu. Și cine nu vorbește lui Dumnezeu este certat cu Dumnezeu. Cine îl iubește pe Dumnezeu va vorbi cu Dumnezeu. Ce soț și soție sunt cei care nu vorbesc unul cu altul? Sunt doi străini, dar soțul și soția vorbesc. Ei vorbesc unul cu altul, pentru că unitatea presupune comunicare. Omul are harul să comunice gândurile, sentimentele, trăirile, visele, dorințele lui. Rugăciunea este o normalitate care exprimă relația spirituală cu Dumnezeu. Nu există relație între doi oameni fără comunicare. Dumneavoastră trebuie să acceptați că nu comunicați cu oamenii pe care nu-i cunoașteți, deoarece comunicarea presupune prietenie, presupune relație, presupune cunoaștere. Ori omul care trăiește cu Dumnezeu trebuie să vorbească cu Dumnezeu și atunci când vrea ceva trebuie să-i spună, să-i spună cum se pricepe el, dar în termen de respect, de adorare, de pietate, pentru că Domnul e sfânt și Domnul merită închinarea. În Faptele Apostolilor, capitolul 4, versetul 31, de asemenea, găsim un verset, o învățătură care continuă subiectul pe care eu l-am prezentat, dar în sfârșit, ca și în Vechiul Testament, acolo unde specificam cu două joi în urmă că întotdeauna când Dumnezeu a chemat o persoană pentru slujbă, de obicei un bărbat, întotdeauna se menționează sub o formă sau alta că Duhul Sfânt a fost pus peste bărbatul acela, peste persoana aceea. Nu găsim nicăieri o persoană chemată în slujbă despre care să nu se menționeze direct sau indirect că Duhul Sfânt a fost pus peste ea. Și în felul acesta i s-a dat autoritate spirituală, autoritate divină, nu doar responsabilitate. Este simplu să spunem cuiva, du-te și fă, dar dacă omul nu are resursele necesare, cu ce să facă? Când omul face un lucru omenesc, îi trebuie bani, îi trebuie sănătate, îi trebuie timp, bunăvoință, dar când este chemat să facă un lucru sfânt, un lucru duhovnicesc, nu mai sunt suficiente resursele omenești, ci trebuie resurse spirituale, adică Duhul Domnului, darurile Duhului, lucrările Duhului, ordinul Duhului, puterea Duhului, trimiterea Duhului, împuternicirea Duhului, adică Dumnezeu prin Duhul Sfânt în omul acela. Altfel, degeaba omul vrea bietul. Deci, ca și în Vechiul Testament, atunci când Dumnezeu chema un om să facă o slujbă, mai mică, mai mare, pentru o perioadă mai lungă sau mai scurtă de timp, la fel, în viața Domnului Iisus Hristos, înainte ca să meargă în slujbă, a existat această împuternicire. Însă, Domnul Iisus Hristos a fost o excepție din toate punctele de vedere, motiv pentru care este cinstit să menționăm, în ciuda faptului că poporul Domnului cunoaște aceste lucruri, deoarece ele nu sunt amănunte. Duhul Sfânt a fost implicat nu doar de la botez, de la Iordan, la vârsta de aproximativ 30 de ani, ci a fost implicat de la concepția lui, de la nașterea lui, de la zămislirea lui, dacă vreți, în pântecele Fecioarei Maria. Tocmai am citit două versete biblice, cel puțin despre asta. Domnul Iisus Hristos, noi știm că a fost Dumnezeu întreg și om întreg, în sensul că nu a fost doar Dumnezeu pe jumătate și om pe jumătate, sau Dumnezeu cu o înfățișare umană. El a fost pe deplin Dumnezeu și pe deplin om. Ei bine, în partea umană a Domnului Iisus Hristos, după ce s-a întrupat, a fost nevoie de Duhul Sfânt. De aceea, Duhul Sfânt a fost implicat în zămislire, a fost implicat în creștere, a fost implicat în lucrarea Domnului Iisus, în misiunea Domnului Iisus, în moartea Domnului Iisus, în învierea Domnului Iisus, în înălțarea Domnului Iisus, în proslăvirea Domnului Iisus, în toate etapele vieții umane a Domnului Iisus Hristos. Tocmai pentru acest motiv, Petru, care a umblat cu Domnul alături de ceilalți ucenici pentru mai bine de 3 ani de zile, el a văzut manifestarea Duhului Sfânt în viața Domnului și el menționează
Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt și cu putere pe Iisus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, vindeca pe toți cei ce erau apăsați de diavolul, pentru că Dumnezeu era cu el. Important de remarcat este faptul că după botezul cu Duhul Sfânt s-au întâmplat cel puțin două lucruri. Sigur că dacă am vrea să facem un studiu pe subiectul acesta, probabil că s-ar desprinde mai multe lucruri, nu este însă intenția mea. Vreau să spun doar întreagăt că la momentul în care Duhul Sfânt l-a umplut pe Domnul imediat după ce a fost botezat în apă, s-au întâmplat cel puțin două lucruri care sunt ușor de observat, și anume, primul, Domnul Iisus Hristos își începe misiunea. La fel, când primii oameni care au compus biserica Domnului Iisus Hristos, înainte să-și înceapă misiunea, au fost umpluți de Duhul Sfânt, la fel, apostolul Pavel, după convertirea pe drumul Damascului, înainte să-și înceapă misiunea, a fost umplut cu Duhul Sfânt. Putem să spunem aceleași lucruri despre Barnaba și putem să spunem același lucru despre apostoli și despre ucenici și despre toți oamenii lui Dumnezeu. Când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere. De ce? Ca să mergeți și să fiți martori. Acesta este rolul fundamental al primirii puterii. Vom vedea puțin mai târziu că există mai multe cuvinte care au un specific de manifestare în Noul Testament în ceea ce privește Duhul Sfânt. Odată este pneuma, adică Duhul Sfânt, odată este paracletos, adică mângâietorul care rămâne cu voi după ce eu plec, spunea Domnul Iisus, odată este dunamis, adică veți primi puterea ca să mergeți, altădată este Duhul Adevărului, și sunt mai multe expresii de genul acesta care surprind mai multe activități, mai multe valențe în manifestarea Duhului Sfânt în viața Domnului și în viața bisericii sale. În sfârșit, Domnul Iisus Hristos își începe imediat misiunea. Aduceți-vă aminte despre Isaia, capitolul 61, versetul 1, o profeție care se împlinește cu această ocazie. Duhul Domnului, Dumnezeu este peste mine, că m-a uns să aduc vești celor nenorociți, El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea. Repet, Duhul Domnului este peste mine, că m-a uns să fac aceste lucruri. De ce este Duhul Domnului peste mine? Ca să mă ungă. De ce am nevoie de această ungere? Ca să duc mântuirea, izbăvirea și vindecarea. Nu putem să vorbim despre cauză dacă nu punem în evidență efectul. Efectul este Duhul Domnului e peste mine. Cauza este faptul că atunci când se manifestă efectul, vine Duhul Domnului peste mine, atunci se întâmplă vindecare, eliberare și mântuire. Cauza este urmată de efect și efectul are o cauză. După ce Domnul citește în sinagogă cuvintele din Isaia, închide cartea și spune, lucrul acesta e menționat în Evanghelia după Luca, capitolul 4, versetul 21, astăzi s-au împlinit aceste cuvinte din Scriptură pe care le-ați auzit. Domnul Iisus Hristos însuși, care are autoritate, el spune profeția din Isaia, capitolul 61, făcută prin revelație divină. Vorbeam mai devreme despre unul dintre rolurile Duhului Sfânt, revelator, adică să manifeste voia lui Dumnezeu prin profeți, prin proroci, prin apostoli către oameni. Ceea ce s-a colectat, ceea ce s-a strâns, ceea ce s-a legat în Biblia celor 66 de cărți. Și Domnul Iisus Hristos, citind din Isaia, spune, acum și aici și cu mine se împlinesc acele cuvinte. De asemenea, Domnul Iisus Hristos explică scopul principal al botezului cu Duhul Sfânt, când se va coborî peste ucenici, spune El, și când se va coborî Duhul Sfânt peste voi. Și când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere. Cu alte cuvinte, de aceea se va coborî Duhul Sfânt peste voi, ca să primiți o putere. Nu putem să vorbim despre Duhul Sfânt în contextul Fapte 1 cu 8, decât atunci când punem în evidență puterea, dunamisul. Dar trebuie să acceptăm următorul adevăr. Și în Luca, capitolul 14, versetul 48, și închei cu citirea acestui verset în paralel cu Fapte 1 cu 8, spunând următorul lucru, dar să citesc mai întâi. Cuvântul Domnului spune și în Luca și în Faptele Apostolilor că promisiunea aceasta a Duhului Sfânt a fost dată în contextul misiunii.
a fost dată în contextul misiunii. La fel în Fapte citim despre: atunci când se va coborî Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere și veți merge și veți face și veți lucra. Aceasta este promisiunea Domnului Iisus Hristos. Ei bine, frați și surori, am vrut să menționez faptul că Domnul Iisus Hristos vorbește despre această împuternicire și în Luca 24 și în Fapte capitolul 1, despre puterea, dunamisul pe care oamenii, ucenicii, oamenii născuți din nou îl vor primi în contextul misiunii. Uitați ce spune cuvântul Domnului. Luca capitolul 24, haideți să citim pentru o mai bună înțelegere de la versetul 47. Să se propovăduiască tuturor neamurilor în numele Lui, adică numele Lui Iisus, pocăința și iertarea păcatelor, începând din Ierusalim. Ierusalimul este baza cercului. Voi sunteți martori ai acestor lucruri. Și iată că voi trimite peste voi făgăduința Tatălui meu, dar rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. În felul acesta veți căpăta autoritatea și poziția de martori. Vedeți, aici se vorbește despre trimiterea puterii în contextul mărturiei, al manifestării poziției de martor. Același lucru se întâmplă în Fapte, capitolul 1, versetul 8. Rămâneți în cetate până veți fi îmbrăcați cu putere de sus. Aș vrea să încheiem seara aceasta de părtășie, de învățătură, de cântare, de închinare în general, cu un gând care să se concretizeze în rugăciunea noastră din această seară. Vorbim despre faptul că atunci când Dumnezeu a spus că va veni Duhul Sfânt peste voi, se va manifesta putere, veți primi putere, pentru că Duhul Sfânt va aduce putere în viața voastră. Dar această putere este dată în contextul trimiterii bisericii, în contextul misiunii bisericii. Ne uităm la noi, noi suntem oameni care în fiecare zi în viața personală și probabil în fiecare săptămână în viața publică din sanctuar ne rugăm ca Duhul Sfânt să vină peste noi. Noi suntem Biserica Domnului Iisus. Dacă potrivit la ceea ce fratele Teofil spunea, că nu s-a schimbat nimic în această carte și Dumnezeu nu este unul modern față de Dumnezeul vechi, antic, ci este același Dumnezeu și scopul Său nu s-a schimbat și principiile Sale nu s-au schimbat și obiectivele Sale nu s-au schimbat, atunci haideți să punem problema în felul următor. Atunci când va deveni Duhul Sfânt, El ne va aduce o putere pentru ca să ne facă martori. Martor prin mărturia unei vieți demne, dar și martor prin ducerea Evangheliei, și cu vorba și cu fapta. Stând în această seară înaintea Domnului, trebuie să acceptăm că noi accentuăm o parte timpul în care o neglijăm pe alta. Care este partea pe care o accentuăm? Doamne, dă-ne Duhul Sfânt. Și acesta e un lucru bun. Dar care este partea pe care o neglijăm? De ce cerem Duhul Sfânt? Să ne împodobim noi pe noi pentru imagine, pentru etichetă? Și când va veni Duhul Sfânt peste voi, veți primi o putere ca să mergeți. Și în Luca 24 de asemenea, ca să fiți martori. Noi accentuăm, Doamne, dă-ne Duhul Sfânt. Și este bine să accentuăm asta din ce în ce mai mult. Dar când acceptăm, Doamne, dă-ne Duhul Sfânt, ne facem responsabili că primim această putere cu un scop. Și scopul este să mergem și să împlinim interesele lui Dumnezeu într-o lume care este musulmană, hindusă, budistă, atee, materialistă, confucialistă sau în toate felurile, dar în afară de felul în care trebuie să fie. Frați și surori, mandatul bisericii nu s-a schimbat. Că noi facem sau nu facem evangelizare este măsura noastră de cunoștință și de responsabilitate pe care ne-o asumăm. Dar Biserica Domnului a avut întotdeauna același rol: să se sfințească, să primească puterea și să se ducă după cum alții au venit la noi și prin venirea și slujirea lor suntem astăzi ce suntem. Tot la fel, prin mergerea noastră, alții care astăzi sunt în faliment și în păcat, în necunoștință de Domnul și în necredință, vor deveni copiii Domnului, deoarece cum să creadă dacă nu le spune nimeni? Prin cuvântul Evangheliei vine credința și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. Aș vrea în această seară să ne simțim responsabili de următorul lucru. Nu este acum momentul să spun, de-abia 13 ianuarie, adunarea generală va fi momentul să spun, dar spun acum anticipând, singurul proiect
la care Biserica Betania n-a avut succes în anul 2007. Dintre proiectele pe care ni le-am asumat în adunarea generală din februarie, anul în curs, și care au reprezentat viziunea și perspectiva noastră în anul acesta în mod organizat, a fost proiectul Barnaba, adică evangelizarea. A fost un proiect care nu a funcționat. Și atunci când o biserică nu funcționează în evangelizare, dacă nu vede, dacă nu funcționează, mai este cum mai este, dar dacă nici nu vede că nu funcționează, este îngrozitor. Vă chem în această seară, datorită Duhului Sfânt care a coborât peste noi, să vedem unde am ajuns, să privim la Cel care ne-a trimis și Cel care a cheltuit să ne dea ceea ce ne trebuie pentru a merge și să înțelegem că trebuie să privim cu mai multă seriozitate, cu mai mult discernământ, datorită responsabilității pe care ne-o dă nașterea din nou și poziția de copii ai Domnului și să ne întrebăm, noi suntem o biserică mare, prin mila Domnului, o biserică cu mulți oameni, bărbați și femei, bătrâni și tineri, o biserică care trebuie să se gândească de ce nu funcționează evangelizarea. Explicații de genul pentru că suntem în America este adevărat. Lucrul acesta îngreunează, deoarece nu suntem într-un context românesc. Dar, dacă vrem să scăpăm de obligație, spunem asta. Dacă nu vrem să scăpăm de obligație, atunci vom spune, Doamne, luminează-ne mai mult, luminează-ne mai bine, dă-ne o viziune mai clară, îndreaptă-ne privirile înspre voia Ta, ca să înțelegem noi, așa de mulți la număr, ce trebuie să facem ca în mijlocul nostru în fiecare an să se nască câțiva oameni care vin din lume și se mântuiesc găsindu-și iertarea păcatelor aici, la picioarele lui Iisus Hristos. Iubită biserică, când Duhul Sfânt vine, aduce putere și puterea aceasta ne face martori, ne sfințește și ne face instrumente în mâna lui Dumnezeu. Aceasta ar trebui să fie rugăciunea personală a fiecăruia, măsurându-ne cu acest etalon al Scripturii. Asta nu să ne trântească la pământ descurajându-ne, ci să ne motiveze, să ne provoace ridicându-ne plin de râvnă. Vă invit la rugăciune, ne ridicăm în picioare și cu tot poporul ne rugăm Domnului. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.